Bucea, vă spun bună seara! Hai noroc! Saludos! Saludos, prieteni, chemați neamurile, adunați-vă! Hai, să nu iasă că ne-am adunat degeaba! Eu, televizorul și mă voi! Mai adunați lume! Noroc, bună seara! Este! Foarte bine! Hai să o începem și pe asta! Inception. Eu grăiesc, eu mă văd, eu mă uit la mine, cum mă uit la mine. Hai să punem capăt la asta, că e prea de tot. Aruncați câte un like jos ca să sporim vizibilitatea acestui video, să ne mai vadă, poate vreun Pavel Filipa să ne vadă. Bună seara și mai faceți? Cum trăiți? Binișor? Mai, se aude leac? Nat? Nu. Se aude? Ce se aude? Zgomot, se aude. Eu așa am emisie în direct, Nat. Eu, în studioul meu personal, am emisie direct, tu faci zgomot, Nat. Tu vrei internetul să afli că și te ocupi tu, Nata? Tu vrei internetul să afli că eu, vedeta, am fost la cumpărături, dar tu, vedeta, mături în casă? Termină-te, rog frumos, chiar acum. Termină-te, rog frumos, chiar acum, nu te fac că nu mă auzi. Termină, soție, ți-am zis zgomotul ăsta odată. Lasă, într-adevăr. Prieteni, o groază de evenimente se întâmplă pe scena politică în Republica Moldova și nu doar pe scena politică. Eu îmi scriu foi peste foi și renunț la subiect pentru că deja sunt prea vechi, mă tem să vă vorbesc despre ele pentru că mă tem că ați uitat despre ele. Ba ghiocei fără musteț, ba ghiocei cu musteț și se fură din codrii moldovei și se vând la marginea drumului și inspectorii de la Inspectoratul Ecologic n-au și fași, n-au nici o pârghie ca să pedepsească doamnele și domnii care fură ghiocei, care sunt plante pe cale de dispariție, înscris în Cartea Roșie și ilegal să le rupi, să le vinzi, să le comercializezi. Ba, se întâmplă să danseze Inspectoratul Național de Patrulare și să facă tot felul de push-up challenge în solidaritate cu victimele războiului sau cu tot felul de conflicte care suferă de sindromul de stres post-traumatic, dar nici de cum nimeni nu transpiră și nu explică dar ce înseamnă asta sindromul de stres post-traumatic. Foarte multe chestii. Plus la asta ieri o perlă neimovernă a apărut Pavel Filip, ci că a făcut o vizită inopinată, adică el nu a anunțat pe nimeni că face acea vizită la o grădiniță din capitală, grădiniță din Chișinău. Eu video-ul ăsta ieri l-am văzut o dată și jumate, pentru că el are o încărcătură pentru mine deosebită. Eu nu știu dacă voi căutați, de exemplu, să vedeți uneori niște filme o leacă diferite de cei ce înseamnă boievișelii de la Hollywood. Poate căutați să vedeți vreun art house, vreun film în care cadrele sunt o leacă mai lungi, o leacă mai curioasă, mai poetică. Pe ca filmul de ieri cu Pavel Filip efectuând vizita la o grădiniță din Chișinău, eu îl cred operă de artă. Pentru că eu nu cred că în acest moment, chiar dacă eu super tare îl iubesc pe Viorel Mardare și talentul lui de regizor, eu nu cred că în acest moment există un om care ar putea să scrie asta sau să regizeze asemenea lucru, cum a fost ieri acest video, acest filmuleț cu Pavel Filip la grădinița din capitală. Este imposibil să compui așa ceva. Opera asta de artă există per se și noi trebuie să fim mulțumitori universului că ne-a dorit asemenea perlă. Haideți așadar, prieteni, să încercăm să ne uităm împreună și să vedem, poate deșghecăm această știre, deșghecăm această vizită a lui Pavel Filip. Poate îl ajutăm și Pavel Filip să facă următoarele vizite mai bune, dacă o să fie ele mai bune. Eu vă reamintesc pentru cei care probabil nu sunt la curent, ci că Pavel Filip ieri, 1 martie, fiind a făcut o vizită inopinată la o grădiniță din capitală. Și înseamnă inopinată, nu a anunțat pe nimeni, ad hoc. Așa au scris presa. Și presa în Republica Moldova, eu de pe realitate am citit asta, e așa de incisivă, pătrunzătoare și inteligentă, încât nici nu a obosit să judece după imaginile astea, dar poate nu-i deloc inopinată. Poate Pavel Filip de fapt a anunțat lumea de acolo că se duce. Și am voi să în câteva imagini că de fapt noi credem că așa și este. Noi nu dăm vina pe nimeni, Doamne ferește, noi îi dăm cu presupusul. Avdrug, avoți, cum s-ar zice. Un părinte, cică l-a anunțat Pavel Filip că există niște nereguli, se intoxifică copiii la o grădiniță din Chișinău. Și Pavel Filip, prim-ministru, așa cum se obișnuiește de obicei, când are loc o intoxicație la o grădiniță, prim-ministru țării se duce în vizită. Nu e destul de normal actul ăsta. Hai să vizionăm împreună acest filmuleț. Haideți să vedem. Eu am hotărât să venim odată pe teren aici, să ne vedem cum noi. Scuzați-mă, eu sunt destul de imparțial. Eu n-am cum altfel, așa sunt eu, subiectiv până la medovă.
Dar eu am văzut acest video și de asta eu deja o leacă pufnesc în râs pentru că știu și ne așteaptă. Vă recomand și vouă să faceți la fel, să vă exersați mușchii din partea asta, în stânga și în dreapta. Iată-l Pavel Filip cu o cohortă de oficiali, cu un fotograf, cu niște bodyguards la grădiniță, pentru că e normal, e diznai și se întâmplă la grădiniță, ori copiii în perioada asta a anului sunt foarte violenți. Și când văd un prim-ministru, când văd un om la costum, deodată sar la bătaie. Bună ziua! Doamna directoare, bună ziua, dar unde e doamna directoare? Întreabă Pavel Filip. Alături, da, alături. Ia să vedem unde e doamna directoare. Bună ziua. Bună ziua, domnul Filip. Bună ziua. Uh-huh. Coafură făcut, machiajul făcut, tot frumușel pregătit. Bună ziua, domnul Filip. Bună ziua, doamna directoare. Cum ar reacționa un director, o directoare de grădiniță când ar vedea că îi intră pe neașteptate un prim-ministru în grădiniță? Voi cum ați fi reacționate ca să fiți directoare sau director de grădiniță? Fix așa, așa-i? Bună ziua, pentru că e like any other day, știi? Ca și cum, băi, o, prim-ministru, părinții, copchil, dar și să mă mir, și să reacționez eu deosebit. Prim-ministru, multe camere de filmat, bodyguards, bună ziua, atât e absolut simplu. Deci asta e un indicator că, într-adevăr, vizita a fost pe neanunțate. Nimeni nu știe despre dânsa. Hai să mergem mai departe. De la dumneavoastră de aici. Așa. Și au mai fost probleme. Noi vă distribuim hălățele. Aaaa, noi vă distribuim. Doamna directoare pleacă în cabinetul ei și scoate 3 hălățele. Fix 3 hălățele. Și zici noi... Noi vă distribuim hălățelele. Pentru că așa e normal. Pe neașteptate, în oricare zi, într-un cabinet de director, există 3 hălățele dejurne. Avdrug vine prim-ministru cu o vizită neanunțată. Prim-ministru are hălățel, încă 2 civași de la, cum se cheamă, Sănătatea Publică și, am uitat cum se cheamă și alte organizații, au hălățel, nimeni altcineva nu mai are hălățel. Directoarea într-o rochie destul de frumușică, nu știu dacă vă reușiți să o vedeți, ia-te-o, e că e și directoarea, e și rochia, tot nu are hălățel. Ei, deci ce-i faci? Numai 3 hălățele sunt. Prepară cina. La cină avem fiuluțe de pește, mei cu unt și deja ceai cu zahăr și prăjituri. Aici se prepară cina. Scuzați, eu asta în off topic, întreb în necunoștință de cauză. Deci copchii la grădiniță Moldova mănâncă și cină? A? Nat? Și mic dejun și prânz și cină? N-au cină. N-au cină și zici că se prepară cina. Sau sus în copchii care rămân la 2 smene sau cum? Asta e toată bucătăria de cum special din partea. O, și aici trecem la propriu-zis treabă de prim-ministru. Și facem prim-ministru, deschide frigiderele într-o bucătărie de grădiniță. Hai să vedem. Lapte. Pavel Filip a descoperit lapte. Și face Pavel Filip să uită la când a fost produs. Tac, 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 parcă-i din țâță de vacă. Parcă-i alb, parcă-i tot normal, bag la loc, fac un gest important, mă mai uit prin părți, blin, cum să dau importanță acestei vizite inopinate? E că aici răsună prima perlă, vopșa de aici e tot plin de perle, dar perle, de aici e genial, nu știu dacă v-ați reușit să auziți, scuzați, eu prostă, sunt tare, tare emoționat de ce aici văd. Pavel Filip închide frigiderul și uitați-vă cum adresează și ce întrebare adresează. Probleme cu care vă confruntați dumneavoastră? Probleme cu care vă confruntați dumneavoastră? Pentru că da, un prim-ministru, ca să cunoască cum funcționează sau cum s-ar putea să optimizeze procesul de lucru într-o grădiniță din Chișinău, apoi întreabă așa. Ce probleme aveți? Bun, dar hai în următorul cabinet. What the fuck was that? What the fuck was that? Tu așa încerci să afli care-i problema? Tu așa încerci să afli cum are loc lucru într-o grădiniță din capitală? Dar probleme de care dumneavoastră aveți? Și unde e fereastră? Care e podul? Și este podeaua, da? Hai mai departe în alt cabinet. O, iată ăsta e domnul... Nu, stai că nu-l arăt în lumină bună, poate închiși. Ăsta e părintele care l-a anunțat, chipurile l-a anunțat, eu cred că chiar l-a anunțat prim-ministru, despre neregulile sau presupusele neregulile în această grădiniță. Și prim-ministru a mustă acolo la...
sfat cu directoarea grădiniței și încă doi funcționari de stat, care sunt responsabili de sănătatea publică, alimentație și așa mai departe. Mai, nu chiar am un moment, să trebuie să mă sun cineva. Nu pot răspunde. Scuzați, așa e la birou. Ia ascultați cum are loc discuția și despre ce se discută între un prim-ministru al țării, o directoare de grădiniță și funcționari publici responsabili de alimentație și sănătate publică. Dar lucrul este, mă scuzați, nu se repete. Nu mă auzi, eu cred. Părintele le dă de înțeles că eu cred că acest lucru nu se repetă numai azi, așa cred el. Dar eu, mă, eu și mă sună. De să o pun pe... Cum ai în emisie directă să ai neobrăzare să mă suni? Cum așa? Când de copii tot, până la urmă. Frază genială. Pavel Filip, mușcându-ți buza de jos, spune... Vorbim... Nu, stați, asta trebuie de repetat, ideal. Vorbim de copii totuși până la urmă, pentru că copiii sunt viitorul nostru, copiii floarea vieții, cel mai prețios lucru pe care îl avem, copiii. Și n-ai cum să nu fii de acord cu Pavel Filip. Mergem mai departe. Eu, dar să nu știu, să mă bolnăvesc copiii noștri. Ce în jumătate de voce, cu gura semi închisă, prim-ministru unei țări întreabă niște funcționari publici ce prevede normele de sănătate publică? Ce prevede normele de sănătate publică? Eu vreau să vă întreb și pe voi. Ce prevede normele de sănătate publică? Spuneți, vă rog frumos. Nu știți? Nici eu nu știu. Hai să mai vizităm grădinița, poate să înțelegem ce prevede normele de sănătate publică. Printre altele, părui, pentru grupul tălar, am introdus această măsură, că acum, toate răspund directorul. Noi am introdus lucrurile. Funcționarul de stat, zici, printre altele, noi am introdus o măsură, că pentru toate răspunde directorul. Apropo de pentru toate răspunde directorul astăzi, a doua zi după ce această vizită pe neașteptate s-a produs la grădiniță, directoarea acestei grădinițe și-a depus cererea de demisie. Și aici e un lucru bun, dar să ajungem la capăt să vorbim o leacă despre asta. Ajungem la ouă, dragi prieteni, ajungem la ouă. Spune data de mâine, în ziua stâmpează doar, fiindcă ouă se maturizează și își capte condițiile lui după ce... Teoria ouului. Atunci când ouul iese din găină, găina bagă ștampila pe ou și pune data de mâine, pentru că ouul se maturizează. Asta noi știm, am înțeles. Așa că Pavel Filip se uită la ou. 7 zile. Termenul de păstrare a unui ou sau a ouălor sunt 7 zile. 7 zile. Pavel Filip face descoperirea secolului. Ouul din data de 17 februarie este în frigider. Și el încă nu a fost folosit în alimentație și nici nu a fost aruncat și nici nu a fost întors agentului economic care a adus acest ou, care peste 7 zile expiră termenul de valabilitate. Nu mai este bun, gata, e o trăjitor ouul ăla. Iese dracon din Game of Thrones din trânsul. Deja unde acolo? Băi, și voi cum ar face pe genial. Adică Pavel Filip știe că ceva nu e ok de el, palibom l-a chemat pe domnul Bahnarel, dacă nu greșesc, și zice că ouul este totuși ok. Știi ca și cum e ca în metoda asta care și eu uneori o am și de foarte prostească copchii. Tu vezi că el ceva rău a făcut. Și palibom zice, apși tu vezi ce murdărie ai lăsat după tine, da? Da, văd, cum mă ajută asta să devin mai bun, eu mai eu. Da.
Dar dumneavoastră toată ziua trebuie să-l controlați. Da, da, da. Și să ne luați da, 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 da. Eu nu mă ocup 4 ani. Mă ocup. Bine, dar care este garanția că nu nimeresc în toate numai la... Am văzut Pavel Filip 4 ouă expirate în frigider. Și 4 maturi. Patru maturi s-au adunat și discută și să facem ca aceste ouă să nu nimerească în alimentația copilului, alimentația publică. Vezi ceva stricat în frigider? Eu așa, când văd ceva stricat în frigider, bag mâna în frigider, scot, deschid căldarea de gunoi, arunc alimentul stricat, închid și sunt fericit că am îndeplinit un lucru bun. Practic, am conspirat, am făcut ceva ca în viitor și mulțumit de cei care să mănânci că nu au mâncat ceva stricat. E ca așa de simplu spate de asigurat că ouăle nu vor nimeri în alimentație. Dar nu, Consiliul Metodic continuă. Hai să vedem ce spune Senatul din Grecia Antică apropo de ouă stricate. Oh, patru maturi n-ajungi, trebuie de chemat directoare. Sunt ou cu termen expirat, și facem băieți? Chemați neamurile, și facem? Vedeți, ou cu termen expirat. Ce, de patru ouă, eu rămas și eu mâncat să mă întâlnesc. Biata doamna asta din bucătărie, grădiniță, este sute, nu n-a hrâna, voi să ne vălit capul meu, bă, eu trebuie să hrănesc copchii ăștia. Și ne se dă, așa ești gătesc, și pot eu să schimb din data asta. Dar Consiliul continuă, hai să vedem ce se întâmplă cu aceste patru ouă. Se poate. Adică? Părintele din spate spune că asta e foarte periculos. Asta e problema când ele se iau pe perioada de ouă. Oamenii au trezit de la primitul de produs în care sunt de fructe, ce mai văzut dar este lapte de vedere dacă bine s-au luat, nu s-au consumat, domnul funcționar a remarcat că da, asta e o problemă atunci când sunt produse care expiră repede la capitolul termen de valabilitate. Da, într-adevăr, asta e o problemă, știți? Și uneori eu mă gândesc cum să intru în baie și să fac un duș, dar să nu trebuiască să mă usuc după. E că asta e o problemă. Apa, chiar și în Canada, e destul de udă. Și asta e o problemă. Ouăle expiră și asta e o problemă. Și eu cred că asta e o problemă destul de recentă. Acum un an sau doi, așa ceva nu era. Dar eu cred că termenul redus de expirare a ouălor, este practic o armă din partea Kremlinului și din partea Washingtonului ca să contracareze guvernul instaurat la Chișinău care e pentru stabilitate și bunăstare. Eu cred că ouăle, 2, 3, 4, 5 ani în urmă, țineau, bunica mea avea două ouă, le ținea mult timp. Și pe urmă le-au transmis și la alții, Fabergé se cheamă, și-o ținut mult timp, dar am un ouă, lisea că el se strică. Înțelegi? Problemă reală. Constatare de om matur, ei, om care lucrează în alimentație publică. A doua oară Pavel Filip încearcă să afle cum va merge. A doua oară Pavel Filip încearcă să întrebe un lucrător a grădiniței ce se întâmplă aici la grădiniță, ce am putea noi schimba. Și întreabă biata doamnă, cum vă merge? Cum zâmbe pe față? Așa, bunișor, cum... Imaginați-vă un sunet din nai pe fundala mucântă. Poate se vede o pășune acolo, un orcheiu vechi, ceva. Amurgul soarelui, un păhărel de jin, niște brânză de vaș și o plășințică. Și Pavel Filip, prim-ministru țării, întreabă doamna, el în hălățel, doamna în hălățel, cum vă merge? Cum vă plângeți pe ceva probleme? Vă plângeți pe ceva probleme? Vă place formularea, da? Vă plângeți pe ceva probleme? Doamna, bineînțeles că zici nu. N-a să zici în fața prim-ministrului că mă plâng pe probleme. Nu, nu mă plâng, tati, zaibiți. Nu, nu mă plâng, tot în regulă. Parcă avem fructe, Pavel Filip, asta am încercat să afle. Tu asta ai încercat, dumneavoastră, asta ați încercat să aflați, domnul Filip. Să coincide conform cerințelor. Nu, acolo nu nimic. El e de șapte, eu sunt o vară când primim fructe. Asta e de pentru fructe. Și de aici e ca ouă, ca șcaval, și lucru. Cineva din domnul Gat. My God!
Iarăși ouăle, ouăle, când a fost produsă, cum arată un ou și să faci cu un ou stricat? Ce-o descoperit acolo? Și e ce, o zanacică, și e ce, niște băcățele de pui, nici nu înțeleg și asta. Uite, stă supa și e, ceva lichid fără capac în frigider. Acum e scarul pentru cartăță. Părintele Bie, tu tot nu știi ce se întrebe. Își întreabă directoare, tăți au cărnea de muncă, tăți au cărcică medicală. Și chiar medicale? Și medicale. Da, s-a angajat la stat, legislația se respectă, punct. Ce mai e de aflat? Băi, continuă inspecția cu frigiderul. Da, hai să sărim și la următoarele capitole. Da. Da, adică eu sper voi să aveți timp. Este pe contul Realitatea MD, dacă nu greșesc, pe Realitatea, pe contul de Facebook este. Am dat și eu share pe pagina Lumina. Dacă vreți, când se termină acest live, puteți vedeți varianta brută și să vă satisfaceți și voi pofta asta de artă, de art house, de frumos. Hai să sărim la următoarele capitole. V-ați observat, noi de 5 minute ne uităm după ce s-a întâmplat incidentul cu descoperirea ouălor și până mu asta nu-i rezolvat, până mu domnul Bahrarel întreabă e că cu asemenea ochi, nu știu dacă vă reușiți să vedeți, ochi foarte mari, bulbucați. Și se întâmplă după asta cu ouăle? Și facem cu ouăle? 4 ouă, ei băieți, 4 ouă. Miliard? Miliard din sistem bancar? 4 ouă. Nu, caneșna, nu, Andriuha, nu pune, nu ia în derâdere cumva importanța sistemului alimentar sau importanța securității alimentare a copiilor, dar felul în care este abordată problema de înalți funcționari. Este așa un circ de solei. Mai controlați-o, da? Da, cum? Da, cum? Dar cine vă le primește înapoi produsele dacă... Dacă noi atunci, în momentul ăla, când vin... Atunci, da, când vin produsele, noi le controlăm certificatul și ne uităm dacă nu se coincide și dacă e trecut, noi îndată întoarcem înapoi. Dar dacă... Ok. Deci dacă nu au coincis, trebuia să întoarcă înapoi. Înseamnă că problema s-a întâmplat la nivel de grădiniță. S-a adus produsul. Să zicem că s-a adus produsul cu termen de expirare destul de ok, adică cel de 7 zile, încât lumea să reușească să gătească, dar cumva doamna cineva a uitat să le gătească sau poate au gătit niște rețete la care erau suficiente ouă încât să nu mai gătească aceste 4 ouă și aceste 4 ouă au rămas. Am o stai și te întreb, dar câte grădiniți mai sunt în țară? Câte grădiniți au avut măcar odată o asemenea problemă în viața lor? A? Cum credeți? Și ce de făcut cu asemenea grădiniță? Stați doar o clipă. Nata? Și să te rog pe tine, să te rog să ne duci încărcătorul de la cameră. Facem o pauză tehnică, băiată. Facem o pauză tehnică, ia intrați pe frigider și verificați dacă te libați. Răbdare, băieți, răbdare. Răbdare cu merită subiectul ăsta analizat. Gata, tot băieți. Este semnal. Hai să continuăm epopeea. Eu trec cu termenul. Aveți drept să întoarceți înapoi sau nu? Nu, dar și așa să-i primească, nu 4 ouă înapoi. Adică și acum practic n-au și faci cu aceste ouă decât să le arunce sau să le gătească pe ascuns și copiii să mănânci, să intoxifici și așa mai departe. Dar agentul economic care le-a dus, bineînțeles, n-a să le prânească amun înapoi. Trebuie la moment să zici, băi, am descoperit că 4 ouă sau nu știu câte ouă sunt expirate sau am liquidat. Păi da, dar atunci când se primește, înseamnă că există o perioadă de timp care trebuie luată în calcul când primești produs.
Anul 2017. Elaborăm politici despre cum se pot folosi ouăle în alimentația la nivel de grădiniță. Ce facem cu ouăle atunci când ele vin? Le gătim imediat, le verificăm sau vedem că ouăle sunt și anume așa de buni și așa de tari încât peste 7 zile să fie imediat gătiți. What the fuck? Ce este acest JIS? De ce prim-ministrul țării face așa ceva? Și deși presa transmite asta ca vizita unui prim-ministru la o grădiniță. Deși nimeni nu îndrăznește să dea cu opinia să folosească măcar un adjectiv, două, despre cât e de stupid această situație, cât e de absurd asta și nenecesar. Căcova hrenă, și oamenii ies chiar cu jumătate de cap sau cum. Dar jurnaliștii ăștia la ce-ți gândesc? Tu, om tânăr, ai plecat la filmare, sunt sigur, om tânăr a plecat acolo să filmeze, altul să iei interviu, reporter și altul e director de departament de știri și tu îți transmiți aceste imagini brute și în textul din soțire tu scrii vizita prim-ministrului țării. Tu scrii o absurdă și stupidă vizită a unui domn care se crede prim-ministru țării, devenit prim-ministru pe ascuns noaptea prin 2015 sau 2016 la începutul anului, are de-a face cu ouăle, cu nu știu ce, și rezultatele acestei vizite sunt următoarele. Asta trebuie să zici. Două zile de păstrare, nici nu trebuie să le primiți. Mai are două zile, deci nu trebuie să le primiți. Apoi nu, dacă la mine nu trece, iese două zile ouă, n-am unde le da, clar lucru că nu. Dar dacă mai am încă câteva zile înainte și pot să le folosesc, apoi eu le-am unde, clar lucru că eu le iau. Dar spuneți-mi, cu care probleme vă confruntați dumneavoastră și ce ați schimbat în sistemul ăsta? A treia oară, Pavel Filip încearcă, de el nu reușește să formuleze corect, nu reușește să pune accentele logici corect. Poate acum să-i reușească. El totuși s-a luat în mâini. O desfăcut mâinile ca de unde le avea așa sub halat și zis, dar spuneți-mi totuși cu ce probleme vă confruntați, nu? Până m-am înțeles ouăle și ouăle astea sunt probleme, figne, ce puha. Spuneți-mi și probleme cu adevărat sunt aici la nivel de grădiniță. Ia să vedem, a să obțină sau nu prim-ministru țării răspuns la un angajat din sectorul public, Ian? Ce e bine și ce nu e bine? Ce pot să nu știu și bine. Parcă așa primim, parcă așa e normal. Produsele la timp. La timp ne aducăm, dăm comandă, deodată se îndeplinește comanda, probleme. Doamna director. Da. Și probleme, parcă produsele vin la timp. Și n-ai niciun drept să dai vina pe doamna asta, pentru că doamna asta nu e Andrean Candu. Doamna asta vine la lucru și face munca. Ea nu comentează despre cum își face munca sau ce ar trebui schimbat, pentru că e crede că în țară există oameni care elaborează politici și sunt responsabili de ușurarea muncii, optimizarea muncii ei și garantarea unei bătrâneți fericite și sănătoase și securizate. A? E așa cred, e nu e Adrian Candu, e n-a să comenteze cum îi merge lucru, dar Pavel Filip încearcă totuși să obțină, dar poate totuși aveți o părere, doamnă, poate totuși îmi spuneți și vă spare și e important. Ei, nu la ușa șeia bați, domnule Pavel Filip, nu la ușa șeia bați, tu ai oameni, ia că alături, ia uite, e că ești, ia că te-s, pe dânși de urechi, ai apucat și pe dânși întrebi care sunt problemele, înainte de a intra în grădiniță. În grădiniță efectuează o vizită, 5 minute, ai văzut, este praf, ouă stricate, zașubiți. Hai la o ședință comună să discutăm cu directorul. Ce se întâmplă? Hai să mai dăm telefonii prin raioane, la consiliile raionale. Voi, aveți aceeași problemă. Ian, director de consiliu sau președinți de consiliile raionale, ia mergeți în vizită. Tot așa ca mine, ne-a anunțat ad hoc. Ia să dăm, ați ia sau nu? E de cine să iei un muritor de rând să dau sfaturi unui prim-ministru? El zice prim-ministru, el e ocupat, el are birouri, mașini de serviciu, mercedesuri. Și ăla să aibă timp de mine? De ouă, da, au găsit timp, dar ei... Pavel Filip totuși nu cedează, bravo, e perseverent. Da, bravo, a recunoscut că doamna e emoționată și s-a apucat de capul directoarei. Ia să vedem. Problemele cu care vă confruntați, aveți posibilitatea să le spuneți acum? Acum, gata, toată țara! O, tarara, 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 pa, pa. Acum, problemele să răsună din gura directoarei. Care sunt problemele cu care vă confruntați? Așadar... Deci vreau să vă zic că, de fapt, da, probleme sunt, au fost și probabil vor fi, dar noi... Destul de tăioasă. Probleme au fost, sunt și vor fi. Deja știm că situația e gravă. O fost gravă, este și azi și e. Ei ne vor strădui să le evităm. Dar directoarea ne asigură că ei se vor strădui să evite aceste probleme. How does that exactly help the situation? We don't know.
Dezinformarea părinților. Prima problemă, ce a ieșit pe mine cel mai tare mă doare, dezinformarea părinților. Începem de la rădășină. De ce s-a întâmplat acest video? De ce se întâmplă acest live cu mine în fața voastră? Un părinte a venit la prim-ministru, noi și asta știm, asta e legenda, pentru că e destul de ușor să vii la prim-ministru țării. Un părinte a venit și a zis, uitați-vă, există o problemă la grădiniță, haideți să mergem în vizită să rezolvăm problema. Prim-ministru a fost receptiv și a mers încolo. Ca butca. Noi nu știm dacă asta precis a fost. Și directora zice că prima problemă e dezinformarea părinților. Fake news la nivel de grădiniță. Deci există știri false și la nivel de grădiniță. S-au infiltrat și acolo trolii lui Plahă. Undeva cineva, cândva, uite, a primit sau la o instituție, am primit sau ne-au distribuit alimente cu termen expirat. Înseamnă că așa ceva este și la noi. Și se începe. Când copilul asta, meu... Noi de asta cum ne-am convins. Așa, când copilul meu... Este întrebarea asta. Eu zic în general că funcționari. Lăsăm părinții într-o pasă. Greșit. Nu, eu mult mai puțin mă șep la ce înseamnă să fii funcționar. Pavel Filip are o carieră în spate, a lucrat la fabrica Bucurie, director general, da? Sau director tier? Și a lucrat la Bucurie, Pavel Filip? Ok. Nu-mi place, n-ai să participi în acest live. A fost după asta ministrul tehnologiilor și a informațiilor tehnologiilor informaționale și a comunicației. Am un prim-ministru, el cu siguranță are mai mare experiență în asta. Dar cu toate astea el calcă deja a cincea oară pe greblă și încearcă să obțină la un răspuns pe care îl formulează greșit și îl adresează greșit, nu persoanei care îi trebuie. El încearcă să obțină de la director și probleme aveți aici de ordin organizațional, ca funcționar. Și funcționarul răspunde? Acum în sistem nemijlocit aici la noi, dar provizionarea cu produse alimentare. E la timp, calitatea produselor. Sunteți satisfăcută, nu sunteți satisfăcută. Nu avem obiecții. Nu-s obiecții. Nafiga să stai în guvern și să zici cuiva de la minister, de la direcții municipale și zici, băi băieți, elaborați o anchetă și trimiteți-o la test directorii de instituții și în două săptămâni noi să avem sponsorile și să vedem cu și probleme îți ciocnesc. Nafiga să faci așa ceva? Nafiga să faci o măsură care să lucreze? Mai gândi te duci cu camerele și filmezi asta la o instituție. Pofic, deci trebuie să te duci toamna când a fost conflict cu alimentația, pentru ce trebuie atunci de făcut vizită. Te duci amu, când vopși nimeni nu se așteaptă. Când tăți cred că e vizită inopinată, ad hoc, pe neașteptate, așa e, pe nimeni nu ai anunțat. Mai gândi amu te duci și nu rezolvi nicio sună decât să faci ceva care trebuie să rezolve. Maladeț, mujic! Și corespund certificatele. Costurile îl aranjează că sunt... Oh, fucking fuck! Genial! Încă un funcționar public și încă o întrebare genială. Costurile vă aranjează? În general, cum cu banii? Aveți? Sunt? Gini, noi dar am plecat. De fapt, în meniul păi, da, calculele care le facem în baza meniului intră. De cât? 22,95. Da. Între care 6 lei și 75 de bani. Adică, o venit prim-ministru țării și încă 2 ciumzi zici ca să afli care e alocarea, ca să afli o informație public, care este pe toate site-urile. Ca să afli informația care ei de fapt trebuie să opereze la nivel zilnic, care ei trebuie să lucreze. Și ca să afli că de fapt ei nici nu știu eu, că nu e 18 lei, dar e 20 și ceva de lei. E că despre asta este acest reportaj, despre incompetența acestor proteze. Vedeți cum aici, noi zicem probleme noi, dar în același timp tot timpul lipsesc. Și apoi. Nu știu sunt. Dar vă aduce unul și același agent economic. Da. Cine vă asigură? Aici e genial. Lumea încearcă să afle, nu de la directoare, pentru că directoarea nu tare știe, dar încearcă să afle de la doamna de la bucătărie, care e agentul economic care le aduce lor toate produsele. Și bineînțeles că doamna este o leacă sicterită deja, emoționată, obosită. Trebuie să lucrezi la această grădiniță, nu trebuie să dai cu părerea. Eu repet, ea nu e Andrean Candu, e funcționar, ei lucrează la stat, dar ei își execută lucruri, ei nu comentează când își face lucruri, panimaiași? Și mă știu eu la rostul, eu la întrebări cum se cheamă agentul economic. Voi știți singur cum se cheamă agenții economici în Chișinău. Impex plus Larisa SRL, ea ca cum se cheamă, punct, la revedere. Despre ce e întrebarea asta? Cum ajută întrebarea asta la rezolvarea problemei pe care voi încercați să o dezghiocați aici? Intergalul. Dacă
Băi, iar am ajuns la ouă, iar am ajuns la ouă, guys, băi. Să ajungă în alimentație. Dacă păstrăm asta aici în frigider, ele tot au să ajungă în alimentație. Părintele și v-au descoperit, au descoperit pervaz o sticlă de oloi, cred. Să migreze microfleda pentru imediat și aici la termenul, eu trebuie să fie mici. Aici nu trebuie să se găsească altă părăție. Op, op, ceva deja se mișcă. Pavel Filip a zis că anumite produse trebuie sau nu trebuie să găsească în anumite frigidere. Primul pas. Primul pas spre conflict ca să fie rezolvat. Și au depozit de legume. Deja Pavel Filip parcă își găsește locul, dar cu toate astea ochii lui sunt mari, el încă vrea să înțeleagă cum să-și dea importanță și să dea importanță acestei vizite. Hai să vedem, poate să-i reușească, mai rămas 10 minute. Bă, nu, eu când și eu tăiet camera ta, mână, aici. Pavel Filip încerca să-i spună directoarei, dumneavoastră aveți o problemă. Știți că eu am lucrat director alimentar la director la o instituție alimentară. Dumneavoastră aveți aici o problemă. Să aveți grijă de și tamân camera o tăiet aici. Dar el vrea să zic curățenie. Eu vă dau un fel de spoiler alert. El vrea să vorbească despre curățenie a grădiniței. Pentru copii aici spală. Desela aici, acolo, nu mai e instrumentul. Au apă caldă. Da, apă caldă este, curgătoare. După ce spală biserica, scuzați, poate ceva, are un uscat biserica asta? Ea spune la uscat și apoi spune la loc în dulapul. Păi ea se usucă la uscătorii, în chiuvetă, unde se spală, a doua chiuvetă, unde se clătește, spală bine cu detergent. Părintele încearcă de răsputere să afle, dar poate îi spală cu ceva greșit, poate nu o spală până la capăt, poate rămân urme de săpun pe vesela asta. Directoarea o leacă să înșerbântă și zici că nu iese o sucă, să spală ghinie, rămână în chiuveta asta. Și ea că discuția încă nu a ajuns la niciun numitor comun, încă nu s-o găsă cine de fapt e vinovatul sau vinovata. Ce? Se usucă și se pune la loc în uscătorie, în dulap. Deci voi în dulap le puneți de uscate. Da. Scurse și deci voi în dulap le puneți deja uscate. Da. Bună ziua, dragi telespectatori, cât sunteți? O mie. Spuneți-mi, vă rog, mai jos în comentarii. Voi când spărați veselea, cum o puneți în dulap? Deja uscată? Știi de ce întreb? Pentru că vreau să știu care sunt problemele din sistem în domeniul grădinițelor alimentației publice din Republica Moldova. Cum puneți veselea uscată sau udă? E foarte important. Cine sunt eu? Funcționar public. Adresez întrebări importante și îmi dau importanță pentru că am halat alb eu. What? Șervețele puneți fără copiii. Într-un mâin, da, ia uitați, avem și ulei. Băi, și eu am avut așa ceva, când să dau importanță, știi, mai ales până adolescență, când duci la întâlniri cu fetele, de obicei, fetele o iau înainte la capitolul maturizare, inteligență și o continuă tot așa mai departe. Bărbații cam alea când târzi în spatele femeilor. Și bărbatul încearcă să-și dea importanță, cumva să zică, eu de cumva să zâmbesc din partea asta, e de să adresez o întrebare și tăt și nu ies pe gură, e prostesc, pentru că atunci când ești îndrăgostit, ești destul de nedeștept în cap. Apoi că eu mă întreb, oamenii ăștia ori sunt tare îndrăgostiți, ori l-a dus în cap imediat pe 1 martie a venit primăvara, ori chiar nu-ți pseplă și aici fac ei, ori lor chiar nu le place și aici fac ei. Dar când nu-ți place un lucru, nu continui, băi, nu continui că e otrăjitor. Dacă faci un lucru care nu-ți place și dintr-un sus iese bani, vin bani din ceva care nu-ți place, respectiv banii ăștia, s-o duci pe ceva care nu-ți place. Faci o aură de asta negrișoasă în jurul tău, parcă ești grădina inimii unui procuror, înțelegi? Nu trebuie să faci lucrul ăsta. Dar cine suntem noi, iarăși, moraliști sau cum? Pur și simplu ne dăm cu părerea pe internet, bineînțeles că ești demnitari publici, n-ați ne asculti pe noi. Mă scuzați, dar noi medic nu avem. Stat de asistentă medicală, dar de un an și mai mult de 2 ani nu l-avem în instituție. Noi și el. Păi există salvare, există urgențe, există medici, familie. Noi atenționăm. Nu, noi am apelat, dar nu am găsit. Bună ziua!
spoiler alert, Pavel Filip a mai încerc și odată să afli care sunt problemele. Fiți atenți. Întrebare, cum vă merge? Educatoare, zi și bine, vă mulțumim. Pavel Filip a zis cuvântul probleme. Ceva probleme? Ceva probleme? Și educatoarea? Întrebări n-are educatoare, dar probleme ca de fiecare dată. Oare ce înseamnă asta? Spun eu, spectator ordinar. Niște donații pentru grupă. Niște donații pentru grupă? Asta înseamnă că e nevoie de bani la grădinițe, da? Pentru că până amu, e ca după atâția ani, după și noi am pierdut minute între aici pe rezolvarea problemei ouălor, noi până amu nu știm ce să facem cu bugetul unei grădinițe. Ori șerim de la părinți, ori șerim de la stat. Dar nu-i frumos șer de la părinți? Dacă statul șer de la părinți, părinții n-ați mai vrei, nu-i frumos? Dacă și-ți facem? Uăi, stai o leacă! Provincie, Quebec, Canada. Două tipuri de grădiniți. Milieu familial, în mediu de familie, acolo sunt până la 7 copii, stau de obicei în casă la oameni. Sau CPE, centre, cum se cheamă? Centre de petite enfance. Centrul micii copilării, e așa se cheamă. Unde sunt mai mulți copii, de obicei acolo sunt mai scump tariful pentru asemenea grădiniță, dar oricum statul nu că îți rambursează, dar îți deduce din cheltuieli atunci când tu faci declarația pe venit. Și că există aceste două tipuri de grădiniță. Mergem înainte, înapoi, de mult în provincia Quebec. Capitalism, încă destul de secular, destul de religioasă lumea prin anii 60-70, grădiniță zero. Nu erau grădinițe aici. Și făceau oamenii copchii, femeile stăteau acasă. Vineau pochii de la biserică, băteau la ușă și spuneau, taci, trebuie să mai nașteți copchii. Câți copchii aveți? 5? Mai bagă încă 2, dar mai încă 3, 4. Nu, hai, dacă nu ți le mai bagă încă 5. Așa au apărut baby boomerii. Femeile la un moment dat au zis, da, zacalibale, nu suntem noi fabrici de copchii, dați-ne voie și nouă să lucrăm. Femeile au plecat la lucru, bărbații s-au tăiat păduri. Copchilul stă singur acasă. Ce facem cu copchilul? Îl dăm la grădiniță, nu-i grădiniță. De să o inventăm. Milieu familial. Tax. Totuși există o gospodină care nu-ți duce la lucru și e mai degrabă ar sta cu copchii, pentru care și e copchii. Ok, îi dăm un copchil, 2, 3, 4, 5, 7, îi dăm ei. Și facem? O plătim pe dânsa. Statul o mai ajut și e cu bani, din taxele adunate de la restul populației. Zașibisi. Super fain sistem. Dacă tu vrei să ții undeva copchilul, trebuie să știi să asumi o anumită cheltuială, nu? Aici, e zici de cuvântul ăsta donații, pentru că el știe că el nu face parte din niciun framework legal, el nu e înscris în nicio lege. Și nimeni că nu a ajuns să zică, ăi, aici e tariful, plătești $7 pe zi, 7 lei pe zi, aici e tariful fix care părinții s-au vrea să-l plătească, sau dacă vreți schimbări în următorii 5-10 ani în grădiniți, trebuie să adunăm atâția și atâția bani la buget. Ții băi o cifră, fă-o publică, zic, grădinițele noastre n-au atâția bani și noi trebuie să adunăm atâția bani ca grădinițele noastre să aibă atâția bani, ca noi să putem face schimbările X, Y, Z. Nu, dar asta nu se întâmplă. Pentru că cine se iei în calcul părerea noastră? Oameni de rând de pe interneturi. El și prim-ministru, n-are el când, știi? El are cu ouăle de jucat. În rest, ne merge bine, nu avem probleme. În rest, ne merge bine, nu avem probleme, spune educatoare. Gata, în momentul ăsta trebuie să termine acest reportaj. Pavel Filip, sui în Mercedes, la revedere, acasă. Du-te la odihnă, ceva, că nu-s probleme. Alimentația cum vă pare la grădiniță? Alimentația cum vă pare la grădiniță? Întreabă Pavel Filip. Sunt mulțumită, având și eu copii în grădiniță. Aici, da? Da, doi copii. Sunt mulțumită de alimentație. Doamna educatoare e mulțumită, are și ea doi copii la această grădiniță. Tindem să o credem, da? Adică ea destul de empiric nouă ne dă o părere. Pentru că mai sunt părinți care nu sunt. Da, am auzit. Eu nu pot să zic... Atunci când vrei să sapi adânc o problemă, de obicei așa întrebi de om, și crezi, să știi cum, mai obișnuiesc și eu din când să fac asta la Chișinău, dar până e proaspăt, dacă firul e proaspăt, da, e proaspăt, dar știți, sunt oameni care zic că nu e proaspăt, cu ce vrei să te ajut, vrei chifir sau nu vrei, marci de aici dacă nu vrei chifir, și mă bați la cap, și vrei tu de la mine să obții, vrei chifir, cumpără, dacă mai sunt oameni care nu prea și chifirul la ridere, păi imagi, și încerci să obții. Ce formulezi tu prin asta, domnule prim-ministru? Nu s-a confirmat încă. O mămică care a stat în spital, de recent chiar ieri am vorbit cu dumneiei, a ieșit deja din spital. Dumneiei a zis că încă nu are rezultatele analizelor și încă nu s-a confirmat că este în ocupație.
Ok, la două treimi de video noi auzim de la o educatoare că de fapt probleme nu sunt, în opinia dumneavoastră nu sunt probleme, și o doamnă care cică era intoxicată se externează din spital și parcă nu s-a confirmat că din cauza alimentației de la grădiniță. Eu nu înțeleg, doamna se externează, poate copilul trebuie să fie. Anyway. Fost intoxicație aici la grădiniță? Păi bine, dar de fiecare dată eu înțeleg că și dacă are loc intoxicație, asta de cu zără, este și de comunic. Părintele zici că a fost intoxicație, au trimis documente, au anexat, dar nu s-a rezolvat absolut nimic, așa zici părintele. Pavel Filip, prim-ministrul țării, care a venit într-o vizită pe neașteptate, pentru că el e ocupat și repede o găsit timp de vizită, el nu știe încă ce se întâmplă. La două treimi de video el încă se întreabă, dar pe totuși a fost sau nu a fost intoxicație. Dar nu a fost asta motivul pentru care tu ai venit la grădiniță. Tu nu vrei asta înainte de vizită să stabilești. Confirmat, dar înainte ați avut? Eu vreau să vă zic că înainte noi nu am avut cazul de intoxicație alimentară în grupa respectivă. Dacă chiar și părintele, să zicem, se adresează la medici, medicii din start internează copilul la spital cu diagnoză durere de burtă, vomă, diaree. În cazul de față, sigur că medicul spune diagnoza infecției toxico-alimentară. Dar peste 3-4 zile, când se adeverește analizele de laborator, atunci ele sunt negative, nu sunt pozitive. De ce tot timpul așa? Ce tot timpul? Vine după grădiniță copilul acasă, îi se face rău și se duce la spital. Și este această întrebare? Eu înțeleg că părintele este emoționat, dar el cum ajută prin asta? Și cum așa din jur îl ajută pe dânsul să discurse în această problemă? El zice, deși tot timpul e așa. Ce înseamnă tot timpul copilul când vine de la grădiniță, vine intoxicat? Ce înseamnă tot timpul? Mereu, întotdeauna, de când s-a născut, ce înseamnă tot timpul? Și nimeni în jur, bineînțeles, că nu-i sare în ajutor ca să aibă o discuție fructuoasă, bazat pe argumente. Tot e bazat pe ouă. Și tot timpul așa, să treci și nu se pestează nimic, și tot așa cu spuneți dumneavoastră, e corect? Pavel Filip, prim-ministru țării, din câte cunoaște, dacă cineva este spitalizat, se face investigație. Voi cunoașteți asta? Probabil mă urmăresc unii oameni care sunt și părinți de copii. Voi cunoașteți asemenea cazuri, se fac investigații atunci când un copil este spitalizat. Probabil fiind intoxicat de la alimentație din grădiniță, așa zice Pavel Filip. Noi nu știm. Asta e un fapt, e o părere, e o emoție și asta. Sau un gând, o filozofie de la prim-ministru. Permit, excelență, este... stați-o leacă! Și reșica și reșelilor totuși este altceva. Da, Pavel Filip este genial prin întrebările lui, care totuși sunt problemele voastre, dar care sunt problemele noastre? Dar care totuși noastre aveți probleme sau întrebări, ceva probleme noastre aveți? Acum, ceva care tops everything și am auzit noi până acum, este domnul Bahnarel, care se adresează primului ministru în felul următor. Hai să auzim încă o dată această frază. Conform Maria Gurnoi, cineva asta se face investigația. Dacă îmi permiteți excelență, este... Dacă îmi permiteți excelență. Dacă îmi permiteți excelență. Măria ta, majestate, excelență. Adică să nu-i om, este excelență în fața ta, pănimași? Pentru că amu, după două, treimi de video, de la halat alb la halat alb, tu trebuie să te adresezi lui Pavel Filip cu excelență. Și ce este această limbă? Există cineva care vrea să-l bat pe Cristi Tabăr la lungimea limbii? What the fucking fuck? Dacă îmi permiteți excelență, cum poți mai continui lupta dacă există funcționari de stat care se adresează unul altuia cu excelență? Când îi plătiți din banii contribuabililor și trebuie să execuți treaba,
Și nu trebuie să aibă ierarhia asta, băi, de Dumnezeu, de Sfinț, de arhiepiscop, de mai jos. Nu. Tu ești funcționar, tu ești responsabil de domeniul tău, ești responsabil de domeniul lui. Pur și simplu are o mașină alea mai scumpă și mai mulți bodyguards în jurul lui. Excelență! Eu dacă să-l văd vreodată pe domnul Bahnarel, fix așa să mă adresez dumnealui. Excelență. Pentru că el e excelent, nu? El e extraordinar, el iese din mulțime. Nimeni nu-i spune domnului prim-ministru excelență, dar el e maladeț. Domnul Bahnarel. Sănătate. Este diagnostic clinic și diagnostic de ieșire. Deci când nu este confirmat laborator care e agentul patogen, nu se pune diagnostic final. Și de asta niciodată diagnostic de intrare cu cel de ieșire nu corespunde. Eu sunt de acord. Mm-hmm. Dar au fost cazul, au fost. În 15 minute de video noi am abordat atâtea probleme, de la agroalimentar până la probleme de comerț, până la probleme de sistem, până la probleme de medicină. Înțelegeți? Noi am abordat atâtea probleme, probleme complexe și am ajuns la ecatitica soluții. Hai să vedem, mai rămas vreo 5 minute, poate tot și dăm șansă, domnul Padre. Deci caz o casă. Bine, ați fiți informat la adunare, dar toți părinții... Nu e vorba de adunare, e vorba atunci, la moment, să vă adresați. La moment, uite, copilul meu seara a venit acasă, dați-mi voie să-mi termin gândul. A venit seara acasă cu durere de gură, cu nu știu ce, vomă, diaree. Dimineața, dumneavoastră o aduce, de parcă nici n-ar fi nimic. Fetiță, nu zic dumneavoastră un personal, poate altcineva. Cromină Căniță, a început să verse. Noi urgența am chemat-o, am crezut ceva să fie asta. I-am dat și medicamentul că bună asta. Dumneavoastră trebuie să vă sună 200 și noapte să vă anunț. Dimineața de-am fost anunțat că demera la spital la urgență, care este testul Catrinței, mă scuzați. Da. Cum trebuie să vă anunț pe dumneavoastră? Directoarea grește despre o problemă care deloc nu vizează pe acest părinte. Părintele are o problemă despre care directoria aparent nici nu știe și directoria nu are argumente la această problemă. Dar din păcate discuția este una paralelă. Nimeni n-ajunge să aibă dreptate în acest video, pentru că discuția este una paralelă. Se bat la uși greșite, se formulează mesaje greșite și un om care aparent ar trebui să fie glavnul pe toată situația asta acolo, un prim-ministru care ar trebui să facă wake up, everybody wake up, alo, pățani, stați-o, despre ce grăim? Pe listă problemele care sunt. Problema alimentară avem, părintele s-a prins pe asta. În și data asta a fost. Și alimente au intrat în ziua și alimente s-au gătit. Dumneavoastră aveți meniu, trebuie să aveți un registru de meniuri care s-au gătit la grădiniță. Numai decât, asta trebuie păstrat. O săptămână, două, eu cred că asta trebuie păstrat. Cine e omul care a gătit? Ok. La ce oră s-a mâncat? Și mai mâncat copilul acasă, care e expertiza medico-legală, s-o cum se mai cheamă, de la spital. Tăi, astea trebuie adunate. Dar și are de a face prim-ministru cu tot asta. Deci omul nu s-a adresat de datul la direcțiile municipale, el, directoarea și direcția municipală, și gata, a rezolvat problema. Și prim-ministru a plecat fericit acasă. Nu, el stă și întinde rădzâna, pentru că rădzâna trebuie întinsă. Dacă s-a confirmat intoxicație, și dumneavoastră nu crezi? Cazul este au fost... Nu poți să înțeleg. Ce doriți? Dar directoarea nu poți să înțeleagă și dorești, panimași. Și asta iasă din toată discuția asta, dacă cineva nu înțelege problema altcuiva, dar altcineva nu înțelege cum să o formuleze corect și nimeni nu-i sare în ajutor. Și doresc copii, să fie bine, dar nu-i bine. Mergi pe grupul de așa, și nu te ieri să fie corect. Tot timpul așa omul și mergi. La adunare, părinții îmi spui tot ce au spus. Eu am spus, să fac acum. Dar nu-i bine. Dacă ne-am curios un lucru, să zicem că situația chiar așa și-a arătat. Pavel Filip, în ghereta lui de prim-ministru, acolo unde el prinește toți părinții și toți au acces, stă la birou cu mincior, cu un felinar, noaptea, părintele bate la ușă, aduce documentele, Pavel Filip zice, o, problemă, am ușa mai eu două funcționari și mergem să o rezolvăm. Atunci când vezi o problemă, încerci să te gândești de competența cui este rezolvarea acestei probleme, nu? Și vezi dacă tu te șepi sau nu la termenii care se abordează în această problemă. Pavel Filip a plecat la această întâlnire fără a pricepe o iotă măcar de unde s-a puse rezolvarea acestei probleme. Dar cu toate astea, în ce fel de lumină el apare? În lumină bună, pentru că el este prim-ministru care a făcut acest pas și a doua zi după această vizită surprinzătoare, șocantă, directoarea de la grădiniță a depus cerere de demisie. Se produc schimbări în țară, băi! Schimbări în țară, băi! Deja e mai bine! Domnul Candu, sughiți bun! Sughiți bun, domnul Candu! Ei nu chiar de două ori, măcar o dată. Spre ce
Noi să discutăm problemele noastre. Păi dar trebuie să vorbiți, fiți sinceri, deschiși, nu să ascundeți. Nu trebuie să ascundeți. Zine părinții, ia spune ce au discurs. Spală la ora, în timpul mesei când copiii dorm, eu așa am înțeles corect, spală cu substanță destul de puternică, mirositoare. Nu știu, nu-mi imaginez, poate prea de vreme de spălat și după asta prea târziu de spălat, dar nu cred că asta e comod pentru lucrători. Dar probabil problema de miros este o problemă de miros. Și că s-a atins această problemă și așa am înțeles noi din trânsă, s-a rezolvat această problemă de miros. Sunt două păreri diferite și un prim-ministru la mijloc, care își face... Jonglează cu ouă expirate, e câtă o tăgiocă, e câtă încă un matineu la care suntem invitați. Și apropo de matineu, ca să vezi, pe coridor, domnul prim-ministru vede... Aici noi ne pregătim de sărbătorile de primăvară, avem matineu astăzi, în grupa pregătitoare, cu colectivul de copii și cu părinți. Pregătirile pentru sărbătorile de primăvară, azi e matineu, adică ieri, pe 1 martie, și părinții și copiii participă la pregătire. De ce nu de zâmbit în asemenea situație? Pentru că tu, până mă 17 minute, ai încercat să descoperi cum să rezolvă o problemă la care tu nu te pșechi, ca după asta, de să trag un zâmbet. Și am o muzică, da? Cum să-l zici? Dăm muzica în emisie. Păi, invităm și la matineul nostru. Cum apuci pe copchilul ăsta? Este un copchil străin, ție. Cum îl apuci de mână? What the fuck? Nu, 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 Prim-ministrul țării se apropie de un băiețel în haine naționale, vorba lui. Îi pune mâna pe umăr, spune, cum te cheamă? Tudor, bravo! Pentru că un copil e bravo pentru numele pe care îl poartă. Pe mine mă cheamă Andrei, apropo, eu tot sunt destul de bravo. Pe voi cum vă cheamă? Ia scrieți în comentarii cum vă cheamă. Lucia Șeremet. Lucia, ești bravo, Lucia. Poate mai sunt oameni care urmăresc acest live. Spuneți cum vă cheamă și... Eu ați văzut că sunteți bravo. N-a să ajung cu mâna pe umăr, dar sunteți bravo. Olesea, ești bravo, Olesea. Olesea Nalbuș, ești bravo. Nu, serios, sunteți bravo. Cum vă cheamă? Nu, chiar sunteți bravo anume pentru numele pe care îl purtați. E foarte, foarte necesar acest gest, domnule Pavel Filip. O mână de prim-ministru pe umărul unui copil este un imbold atât de puternic să grăbească tot mai tare la secția de pașapoarte atunci când a să afli, de fapt, ce înseamnă jocurile politice pe care le voi le faceți. O, moment de Star Wars, moment futuristic. Pavel Filip merge pe un coridor. Noi observăm, bineînțeles, că aceste designuri pereți. Nimeni nu se gândește la viitorul în domeniul artelor vizuale a acestor copii. Nimeni nu se gândește la ce fel de frumuseți sau căror frumuseți ochilor sunt supuși la vârsta acest atât de fragedă. Nimeni nu se gândește la asta. Nu trebuie discos asta de pereți. Nu trebuie pur și simplu de vopsit într-o culoare și de pus niște poze, niște desene de copchiilor care se schimbă de la o perioadă la asta. Nu, trebuie de păstrat designurile astea care au 180 de ani de pe timpul lui Tătuca. Și Pavel Filip a descoperit telefon. Telefonul cu linia directă la Brejnev. Asta ce cu telefonul? Sigur că s-a știut. E servicii pentru paznici, măci, care el găsit un telefon prăfuit, care e telefonul de servicii pentru paznici. Și aici Pavel Filip zice că ok, dacă până acum nu m-am priceput, eu am văzut telefon, praf peste telefon, deducție logică, pam pam pam, procesorul lucrează. Aici noi tot avem o problemă. Hai domnule prim-ministru să vedem ce problemă noi avem aici. Referința autobiografică. E dificil de combătut așa ceva. Hai să pay attention, ce spune prim-ministru. Erau familii și mai bogate și
Nu era o rușine să vedem pantaloni cărpiți. Pavel Filip, își amintește că în copilărie erau copilăria lui. Pentru că amul nu mai este așa ceva, dar în copilăria lui erau familii bogate, familii sărace. Amul nu mai este așa ceva. Dar e că în copilăria lui era așa ceva și nu era rușine nimănui să vină în pantaloni cărchiți, rupți, dar pantalonii să fie curați. Da, ok, și unde vrei să ajungi? Și tot timpul. Asta, la mine este întipărit în memorie, la prima învățătoare, în clasă. Faptul că noi nu avem capacitatea financiară, ceea care ne-o dorim noi, nu înseamnă că noi trebuie să avem mizerie, domnul director. Faptul că nu avem bani, nu înseamnă că trebuie să trăim în mizerie, domnul director, zice Pavel Filip. Și că această frază, această idee centrală, care în sfârșit, a fost născută de domnul prim-ministru, a fost preluată, bineînțeles, de portalurile de știri și atribuită acestui salvator al neamului care a văzut colbul și s-a gândit, oi, colbul trebuie șters. Chiar și fără bani poți trăiești, nu în mizerie, o zis Pavel Filip. Filozof! Pentru a șterge, a spăla și a mătura, noi nu trebuie să facem investiții de milioane. Slow clap. Hai toată lumea. Toată lumea, lăsați telefoanele din mână, computerele, batem o leacă din palme. Nu trebuie făcut investiții de milioane, băi, ca să trăim în curățenie. O zis Pavel Filip. Această frază va fi repetată de mulți copchilași la lecțiile de educație civică. De acum încolo, 500 de ani înainte. Mulțumim, domnule prim-ministru. Știți acolo? Deci el este un ansamblu de reguli și măsuri care trebuie să le respecte. Aaaa, genial! Telefonul cu praf pentru paznici stă fix sub un poster pe care scrie că igiena este o serie de practici pe care fiecare trebuie să le respecte. Ca să vezi, paradox, eu vă zic, este dificil să vrei să scrii asemenea scenariu, este dificil să găsești actori care să joace atât de bine. Pentru că oamenii ăștia sunt reali, există și foarte autentic, redau emoțiile pe care le trăiesc. Asta e atât de prețios și aici vedem noi, asta e așa de prețios, asta e așa un cadou pentru arta audiovizuală din Republica Moldova. Noi trebuie să ne bucurăm, să ne mândrim de asta. Nu știu când se apropie festivalul Cronograf, festivalul filmelor documentare, dar asta cu siguranță poate fi undeva introdus la comedie tristo amuzante. Poate fi introdus așa o rubrică și asta precisă să câștige acolo un premiu. Nu au cadru medical. Și cum s-ar zice, cam aici se termină vizita la grădiniță. Au ieșit oamenii afară și se discută, pentru că amuz discuțiile cele aprinse cu adevărat, amuz se trag concluziile, nu-i așa? Acum te gândești că, băi, se termină acest video de vreo 20 de minute, m-a strat, eu să mă uit și la Andrei Bolocan și la Pavel Filip, des mă aleg cu o concluzie centrală, să înțeleg în ce direcție pleacă rezolvarea acestei probleme. Aceste probleme pe care noi, apropo, încă nu ne-am învățat să o definim, pentru că noi nu știm care-i. Părintele are o problemă, au venit cu scrisori și cu documente anexate că problema este, directoarea zice că trebuie să veniți mai devreme, vă nu știi despre ce grește, dar prim-ministru se joacă cu ouăle. Hai să vedem, finalul, hai, să încununeze sau nu opera? Stai, bă, camera s-a întors de mână înăuntru. Nu înțeleg. Noi vă mulțumim foarte mult. Da, aveți grijă de curățenie aici în grădiniță. Eu pe dată vă spun că nu este necesar să aveți medica să arate că acolo este praf, că ei merg acolo în bărci. Să și dumneavoastră vedeți. Aici și faceți curățenie și mențineți curățenie. Asta nu ține de capacitatea financiară. Bine. Noi... Nu înțeleg, parcă eu zis la revedere, faci curățenie și mențineți curățenie, iar să mai plimbă, să știi. O treabă bună cu apa, în așa, o, concluzie genială de la așa la alt domn, încă o concluzie genială de demnitar, de funcționar public. E treabă foarte bună cu apa în așa sisteme. Știți sistemul ăsta? El a fost inventat de un japonez, sistemul ăsta. Apeși și apa iese și îi udă și din pahar nimerește direct în gură. Treaba bună cu sistemele astea. Au costat mult guvernul, dar e treaba bună. Hai să vedem oare ce este de răudat în această treabă inovatoare, în apă udă direct în gură. Atât? Treaba e bună? Dacă dorești copilul să bei? Adică e gine, totuși ceva putem să apreciem, apropo de... Cum funcționează grădinița în Republica Moldova? Există apă. Dacă vrei copilul să bei, există apă. Adică o problemă deja e rezolvată. Da, problema nu există. Dar e de plăcere să afli că e deja rezolvată. Dar vdruc,
Вдруг apare ca așa o problemă și vine prim-ministru și nu e apa. Dar nu apă este. Dacă vrea coptilul să o bei, băi, apreciez, serios. What the fuck? De ce? Opa, opa, ne zdravim, la revedere, toate bune. Dar în sfârșit, părintele a ajuns la Pavel Filip. Eu credem că el până nu s-a întâlnit cu Pavel Filip. Eu credem că Pavel Filip până nu a avut documentele. Dar noi aflăm din video că de-aghe au documentele într-o mână la dânsul. Deci Pavel Filip a îndrăznit să meargă încolo absolut ignorant, fără să informa din documentele părintelui dacă problema există sau nu, cât e de gravă problema. Oare așa și este? Și acum ajungem la primele noastre întrebări. Cât e de inopinată, de fapt, această vizită? Cât e de surprinzătoare pentru doamna care are 3 hălățele pregătite, pentru doamna care s-a chitit foarte frumușel în rochiță? Eh? Voi ar trebui să fie rușine de rectoare. Cel puțin problemă că să o șteagă, că proastă nu trebuie investiții. Și a treia oară, Pavel Filip, maladeț. Ar trebui să fie rușine de rectoare, cel puțin praful să-l șteargă. Cum așa vizită neașteptată, dar e praful nu l-a șters de pe telefonul omului de la securitate? Noi o să ne clarificăm la nivel central, la abordare generală. Noi o să ne clarificăm la nivel central, o abordare generală, a pronunțat prim-ministrul țării Pavel Filip. Și finalul acestui video se încununează de fapt cu... Medic, o panoramăcică. Cu fraza Edic o panoramăcică. Asta e finalul acestui video. Edic o panoramăcică. Eu cred că asta poate fi și titlul acestei creații atunci când ea va merge la festivaluri internaționale de film. Dragi prieteni, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn. Dacă cumva sunt părinți printre voi, umpleți-vă inima și sufletul de speranță. Pentru că noi, în Republica Moldova, avem un prim-ministru, Pavel Filip, la care cam oricine care e părinte și are o problemă poate să adreseze. Acest video este un exemplu. Vă adresați prim-ministrului, prim-ministrul rezolvă. Bun, ei nu tare rezolvă, dar cel puțin de la et vid, nu? Acolo trebuie leacă de spălat niște ochi. Trebuie leacă de curățit lentila pesimismului a moldoveanului și trebuie de inspirat încredere în ziua de mâine, mai ales că mâine, poi mâine, e ziua de 25 martie, atunci când se face un an de când domnul Andrian Candu a zis că peste un an va fi mai bine. 25 martie, dragii mei, o zi în care noi cu toții în Moldova, departe de Moldova, vom vrea să ne cuprindem unul pe altul, să ciocnim o cupă de șampanie și spunem mulțumesc. Mulțumesc guvernării pentru că, într-adevăr, sunt schimbări reale, se produc schimbări reale pe care le putem simți. Nu-i așa, dragii mei? Eu nu pot să nu mulțumesc celor care mă susțin pe mine financiar. Emisiunea Lumina este un produs online care este susținut de cei care urmăresc, de cei care rabdă acest produs. Mă rabdă pe mine, rabdă personajele acestei emisiuni. Vreau să dau numele câtorva patroni care recent au devenit patroni emisiunii Lumina. Vreau să mulțumesc lui Iura Tocmaș, Dinu Cădărân, Ecaterina Căpățână, Sergiu, Gabi Conac. Vreau să mulțumesc și celor care... Vreau să mulțumesc lui Vlad pentru contribuție. Vreau să mulțumesc celor care contribuie pe PayPal la adresa emisiunea.lumina@gmail.com. Vreau să-i mulțumesc lui Alexandru Fetco, sper că nu greșesc numele, și vreau să-i mulțumesc lui Eugen Lisița. Bineînțeles că sunt foarte mulți alți patroni, 300 ceva la număr, pe care eu încerc să-i pomenesc de fiecare dată când fac câte un video care nu este live la emisiunea Lumina. Dacă aveți ocazia și chef, vă rog frumos să susțineți și voi acest produs independent și curat ca lacrima, iar pentru cei dintre voi care se găsesc aproape de orașul Veneția, haideți vă rog să ne vedem pe 18 martie în orașul Veneția, pentru că eu o să fac un spectacol de comedie. Și o să n-ați înșerc, poate voi n-a să râdeți, poate să plecați cu senzații că ouăle sunt cam stricate, dar eu și o să n-ați înșerc, ca să-mi dau silința. Până amu, Chișinău a fost cucerit, Montreal a fost cucerit, oamenii au plecat cu lacrimi în ochi de acolo, cu banii pierduți din buzunare, dar au plecat fericiți după asemenea spectacol. Vreau să încerc să văd ce să iasă și în Veneția. Încerc să arunc linkul în descriere la video, linkul pentru bilete online. Și dacă cunoașteți pe cineva din Veneția, pentru că voi sunteți departe sau nu puteți veniți, tăguiți vă rog acea persoană și îndemnați să meargă pe 18 martie 20:30 la Teatro Momo din orașul Veneția. Ei, nu m-aș pus greiesc, e despre spectacol, v-ați împuțânat, ei, minus 300 de oameni. Unde ați plecat, întorceți-vă, lașilor sunteți.
Hai, nu vă învinuiesc, chiar v-am ținut tare mult timp. Pupcei, numai bine, sănătate și iarăși ultima problemă, cum se deconectează chestiunea asta. Ia-te-o. Hai, noroc, v-am pupat!